Bună dimineața, vă salutăm la prima oră, mulțumim că sunteți cu noi și acum o să vă invităm la un eveniment foarte neobișnuit. Un eveniment, tocmai discutam cu invitatele noastre, motivațional, pentru că o să fie vorba, doamnelor și domnilor, despre frumusețe fără limite. O să fie un fashion show, dar ce este deosebit la acest fashion show? O să aflăm de la Veronica Lungu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am O să fiți găsit. Și participantă la acest fashion show? Da, sigur. Sunt una din participantele care și participanți pentru că o să fie și băieți, bărbați, adică și copii, în scaun cu rotile sau cu diferite dezabilități. Noi vrem să atragem atenția că frumusețea nu stă în aparență sau adică în exterior, vine din interior și o să fie un eveniment, cum ați spus și dumneavoastră, motivațional, din care aveți multe de învățat din istoriile noastre de viață. Iar responsabilitatea pentru organizarea acestui eveniment îi revine doamne Tatiana Rusu Jizdan, fondator Fundația M Charity. Ați avut inspirația să organizați un eveniment de-a dreptul neobișnuit. Cum v-a venit ideea? Ideea a venit de la colegii noștri din România, ca să zic așa, pentru că Veronica a participat și acolo la un eveniment de așa gen. Deci aveți experiență. Da, da. Veronica are. Veronica este și beneficiara fundației noastre. De aici o urmăresc și văd activitatea ei și atunci mi-am zis că de ce noștri să meargă acolo când ei pot și aici să le facem un eveniment pentru că merită, pentru că trebuie să atragem atenția asupra acestor persoane. Pentru că un om are nevoie de socializare. Da, oricare ar fi, că este perfect sănătos sau că are o dizabilitate, noi suntem într-o comunitate și trebuie toți să trăim împreună în armonie. Chiar și așa am înțeles că o să fie, pe lângă, iată, aceste defilare, o să fie antrenate nume importante din industria fashion. Da, avem 14 modele. Aceste 14 modele pentru a căpăta încredere, ca să zic, atunci când defilează, vor fi însoțite de 14 persoane publice din diverse domenii. Și din domenii publice. Din domenii publice, da. Încercăm să atingem, să invităm, adică persoane din diferite domenii. Cum ar fi? Ministri, șefi de departamente. Am invitat-o pe doamna Maia Sandu. Din păcate, doamna nu președintă. Este în țară, dar ne-a promis că ne trimite pe cineva. Vrem să adunăm într-un singur loc toată Moldova, ca să spun așa, pentru că ei merită văzuți, merită să fie auziți. Apropo de loc, n-am menționat unde o să aibă loc. Palatul Republicii. Chiar la Palatul Republicii. Chiar... Ați ales un loc extraordinar. Da. Am vrut din start să demarăm un eveniment mare, grandios, pentru că până acum nu prea s-a organizat pentru aceste persoane și chiar merită să fie ei în atenția noastră, măcar o dată pe an. Veronica, având în vedere că aveți experiență, după cum a zis doamna Tatiana, de ce este atât de important să se cultive atenție pentru persoanele care au nevoi speciale, nu doar prin donarea de scaune cu rotile sau alte tipuri de atenție materială. De ce este atât de important, iată, socializarea și sunt importante evenimentele de acest gen? Este important pentru că noi, persoanele cu dizabilități, nu suntem anume din născare. Noi am trăit o viață la fel ca și ceilalți și scaunul cu rotile nu ne-a făcut... adică să trecem la o altă etapă a vieții. Toți suntem aceiași, toți avem aceleași valori, ca și persoanele pe picioare, doar că mergem pe rotile și nu vrem ca să fim marginalizați de populație. Oriunde mergem să nu se uite la noi oarecum chiar urât, știți? Sau diferit. Pentru că noi dacă avem nevoie să fim ajutați, noi cerem ajutor. Dar să ne accepte așa cum suntem, pentru că suntem la fel ca și ceilalți. Ce nu înțeleg ceilalți? Sănătoși, pe picioare? Nu înțeleg că noi am rămas aceiași oameni, cu aceleași valori, cum am și spus. Aceleași nevoi umane. Avem nevoie să ieșim în public, adică să ieșim în oraș, de exemplu, într-un mall, într-o cafenea și... Nu văd o problemă dacă sunt pe rotile și nu sunt pe picioare.
Fundația M-Charity atrage atenția tuturor, iată, anume asupra acestor nevoi esențiale, inclusiv de socializare, după cum spuneam mai devreme. Și de ce ați ales anume să mergeți, iată, și pe această filieră? Adică nu doar, după cum spuneam, pe necesități de ajuta. Prime necesități materiale. De fapt, Fundația M-Charity are o largă zonă de activitate, pentru că noi activăm și în baza site-ului M-Charity prin care primim donații. Aceste donații cuprind diferite cazuri, diferite categorii de beneficiari. Inclusiv evenimentul în sine va cuprinde diferite dizabilități, de la sindromul Down până la deficiențe de locomotorii. Și atunci ceea ce face activitatea noastră, fundația noastră, zi de zi, încercăm cumva să-i scoatem toți la lumină pentru un singur eveniment. Care sunt așteptările dumneavoastră și a prietenilor, a cunoștințelor care sunt din această categorie de persoane cu care au nevoie de ajutor, cu nevoie de speciale? Care sunt așteptările? Eu cât de bucuroși sunteți că se organizează? Eu sunt foarte bucuroasă și eu vreau ca în anul ăsta să fim în această componență și la anul poate să vină și persoanele care ne-au refuzat, care stau închiși în case și nu vor să iasă în lumină. Știți, am avut multe discuții cu persoane cu diferite dizabilități și m-au refuzat din start mi-au spus nu, nici într-un caz, pentru că toți se uită urât la mine și nu, nici nu. Adică ori... Aici putem vorbi despre dezvoltarea problemelor de ordin psihologic, cum ar fi anxietate, stări depresive. Da. Și vreau ca să înlăturăm astea toate și prin noi să fie și ei la anul, adică, sau chiar, nu numai decât să fie să iasă la un eveniment, pentru un singur fapt, să iasă în stradă. Sper să vă reușească foarte mult. La un moment dat vreau să adaug că aceste persoane au fost marginalizate. Au fost lovite cu indiferență, cred eu, și atunci nu toți au capacitatea asta sau nu au avut un ajutor, pentru că aici chiar ar trebui fiecare din noi și avem nevoie de o consiliere psihologică, să zic așa. Dar mai mult ei. Și atunci, neavând puterea aceea sau neavând ajutorul la momentul dat, atunci se închid în sine, resping și ei lumea așa cum lumea i-au respins pe ei și evenimentele astea ar veni să le atragă și lor atenția, chiar cei care nu ies de data aceasta pe podium, că se poate, că noi suntem împreună și că noi vrem să vă ajutăm. Nu toată lumea e deschisă la comunicare, la ajutor, dar suntem, câțiva măcar suntem. Și eu știu bine că o să strângem multă lume bună alături de noi, care pe viitor cumva le va deschide calea. Și apropo, dacă tu ai primit multe refuzuri, eu am primit multe oferte. După ce am strâns toată echipa, ca să spun așa, îmi scriau persoane cu dizabilități că ei vor toți participe. Sau măcar să vină dacă nu mai sunt locuri pe podium. Și au zis că au cumpărat și bilete ca să vină. Foarte dacă nu bine. Pot. Da. Și era, chiar mă gândeam, zic că iată persoanele noi care suntem așa, să ne uităm așa cumva, să iau bilet la acest eveniment, să merg, să susțin, să nu, să merită, dar ei sunt atât de entuziasmați de un eveniment al lor. Bilete online o să fie și atunci pe loc la vânzare. Vor fi disponibile și la fața locului. Da. La final, pentru că tot am atins subiectul stărilor de anxietate și neîncredere pe care le au persoanele închise în casă și în sine. Dumneavoastră ați trăit un astfel de episod? Da, sigur. Și acum, pe final, am vrea, din propriul exemplu, ce v-a făcut să renașteți sau să continuați Eu am mai spus și o să spun și am înțeles asta, că viața este frumoasă și oricum nu ai fi, în orice stare nu te-ai trezi, trebuie să mergi înainte, să te trezești la realitate și să înțelegi că și frunzele și copacii și orice ne înconjoară este frumos și se merită de trăit. Vă felicităm pentru această performanță. Știm că este foarte important și pentru oameni pe picioarele lor, vorba aceea. Este greu, dar nu este imposibil și este foarte frumos ca să trăiești. Foarte frumos. La final, o invitație pentru toți telespectatorii noștri care vor găsi bilete disponibile să vină la eveniment pe 7 octombrie la Palatul Republicii. Dragi prieteni din toată țara, noi vă promitem un eveniment grandios, inedit pentru Republica Moldova.
Muncim pe brânci deja de câteva săptămâni. Vom avea o echipă frumoasă, vom avea oameni frumoși și vom avea modele inedite care merită atenția noastră, care merită să fim toți și sărbătorim ziua aceea, ziua unei frumuseți fără limite. Mulțumim foarte mult, mulțumim Veronica, mulțumim Tatiana, vă așteptăm și cu alte proiecte interesante, pentru că acestea trebuie să dăinuie și să fie și la ediția a doua și a treia și tot așa, da, mai departe. Sperăm și noi.